a ajuns numele dumneavoastră să fie rostit de Crin Antonescu. Cine v-a contactat? Crin Antonescu, evident. Așa direct? Așa direct. Cunoșteați? Da, ne cunoșteam. Deci Crin Antonescu m-a vizitat în Sibiu în primăvara lui 2009 și mi-a propus o colaborare politică în măsura, sigur, în care se ivește o astfel de oportunitate. O să vă întreb, de când vă cunoșteați? Ce fel de relație aveți cu Crin Antonescu? Din primăvara 2009, când pur Atunci și simplu cunoscut. Crin Antonescu m-a sunat, s-a prezentat, mi-a spus că vrea să-mi fac o vizită, mi-a făcut o vizită, ne-am înțeles foarte bine, am stat, cred că, 2 ore împreună și mi-a spus că dorește să mă întrebe dacă vreau să fiu implicat în vreo acțiune politică a Partidului Național Liberal. Asta, sigur, nu a venit pe nepusă masă, fiindcă eu am avut la Sibiu o colaborare foarte bună și strânsă cu PNL din 2004. Așa. Dacă urmăriți, din 2004 până în ziua de astăzi, PNL a avut întotdeauna viceprimar la municipiul Sibiu, cu toate că numărul de consilieri nu te ducea imediat cu gândul la așa ceva. Dar eu am vrut să implic Partidul Național Liberal. Crin Antonescu a urmărit cariera mea politică, a ajuns la concluzia că poate este bine să colaborăm. V-a spus, iertați-mă, v-a spus cine i-a sugerat, dacă i-a sugerat cineva asta, un liberal de la Sibiu? Asta a fost în primăvara 2009. Deci cine a sugerat să vă contacteze, pur și simplu? Dacă bănuiesc că a fost o inițiativă proprie. A fost atunci proaspăt ales președinte și bănuiesc că și-a căutat un anturaj cu care să reînnoiască modul de intrare. Bun, și a venit și v-a făcut o propunere generală. A fost o propunere generală. Iar toamna, după ce se consumase faptul cu moțiunea de cenzură, m-a sunat și m-a întrebat dacă sunt de acord să mă propună premier. Am spus da. De acolo a pornit deci, o discuție în primăvara lui 2009 și una toamna? Atât? Da, atât. Deci între cele două episoade n-ați mai vorbit. Nu. Nu, dar pot să vă spun foarte simplu. Discuția n-a avut nicio treabă cu niciun Grifco. În paranteză fie spus, după consumarea întregului episod, am întrebat și eu pe cineva, ok, ce-i cu Grifco ăsta? Deci nu a fost... Păi stați un pic, v-a sunat în toamnă și v-a spus că vrea să vă propună pentru premier. Da. Ce a urmat? Ați venit în București, da, odată, de 2 ori, de 3 ori? Da, sigur. Și v-ați venit, întâlnit m-am cu... întâlnit la Parlament cu liderii politici. Niciodată cu Dan Voiculescu? Nu, nici n-am avut nicio treabă, n-am fost la niciun lucru care se numește Grifco. Deci nu v-ați întâlnit niciodată cu Dan Voiculescu? A, ba da. El a participat la anumite întâlniri unde au participat în 2009. Alți lideri, da. Da. Alți lideri ca Mircea Geoană, presupun. Da. Adică era o negociere între PNL, PSD, da, Partidul Conservator. Și UDMR, da. Și UDMR. Da. Și dumneavoastră. Da. Și au fost așadar Crin Antonescu, Mircea Geoană, da, printre cei mai cunoscuți. Da. Dan Voiculescu uneori? Bănuiesc că a fost pe acolo, da. Păi nu știți sigur, nu l-ați văzut? Nu mi-amintesc exact. Deci nu a fost un politician cu care să am o relație de vreun fel, nici specială, nici nespecială. Și din partea UDMR, vă amintiți? Din partea UDMR, cred că a fost Marco Bela. Bun. Și întâlnirile toate au avut loc la Parlament sau în... la PNL, la PSD, nu, la... toate au fost la Parlament. La Parlament. Cu publicul de rigoare, cu jurnaliștii care au venit pe urmă în sală... Nici o întâlnire secretă, confidențială, nu a existat noaptea... Nici o întâlnire confidențială sau secretă sau ascunsă de ochii publicului. Știți că dacă vine cineva și vă contrazice cu documente și spune nu, s-a întâlnit Klaus Iohannis cu Dan Voiculescu și a dat o poză cu dumneavoastră... Nu vine nimeni cu niciun document și cu nicio poză. Vă spun eu cum a fost. Toate întâlnirile au fost anunțate, urmărite de jurnaliști. Nu a existat nicio agendă secretă, nicio înțelegere secretă și niciun caz vreo înțelegere făcută undeva la colț de stradă. Bun, și înțelegerea era că... Înțelegerea era că vin și preiau guvernul interimar ca și tehnocrat. Deci nu a fost înainte de alegerile prezidențiale din 2009. Da, asta a fost discuția în octombrie, după ce trecuse moțiunea de cenzură. După care nu s-a realizat, președintele Băsescu a avut altă opțiune politică, nu vreau să intru acum în detalii. Au venit alegerile,
l-am sprijinit în continuare pe Crin Antonescu, iar atunci când Crin Antonescu nu a trecut de primul tur și s-a hotărât împreună cu PNL să sprijine pe Mircea Joană, am făcut și eu același lucru. Urma să fiți premier și într-o Românie condusă de Mircea Joană ca președinte? Exista această înțelegere? Nici nu a fost neapărat o înțelegere clară că urmează să fiu. Nici nu m-a interesat în mod deosebit. Eu mi-am dorit și mi-ar fi plăcut să fiu prim-ministru interimar din octombrie până după alegerile prezidențiale. Am spus-o și atunci, după părerea mea, nu un tehnocrat trebuie să fie premier, ci un politician, dar pentru un interimat și cum ar fi fost atunci pentru perioada alegerilor, mi s-a părut atunci și acum cred că ar fi fost un lucru bun să fiu prim-ministru pe o perioadă de 3, 4, 5 luni de zile, organizând alegerile, garantând alegeri corecte, după care trebuia să vină un politician care să preia guvernul politic. Deci nu mi-am imaginat că stau acolo foarte mult timp ca și prim-ministru tehnocrat. E o declarație recentă a lui Victor Ponta pentru adevărul.ro, cred, care zice așa, era înainte de condamnarea lui Dan Voiculescu. Am mai spus-o, zicea Victor Ponta, știu că e la modă să te speli pe mâini. Eu am fost în 2009 la Grivco cu domnul Iohannis. Este o minciună sfruntată, vă când spun urma... așa direct în față. Deci Victor Ponta a mințit în legătură cu asta. Da, clar a mințit. De ce ar fi mințit? Nu știu, întrebați-l. Deci vreau să spuneți că Victor Ponta v-a băgat în povestea asta cu Dan Voiculescu, deși și Grivco, adică a localizat deci exact... Victor Ponta știe foarte bine că n-am fost niciodată la Grivco. Foarte bine știe treaba asta. Și poate fi întrebat oricare din politicienii... De ce ar ști foarte bine? Era implicat în negocierile acestea? Da, sigur. A fost în echipa de conducere PSD, a fost omul de lângă Mircea Joană, dacă bine mi-amintesc, a fost chiar șeful de campanie a lui Mircea Joană. Corect, și n-a votat cu Mircea Joană, cum ne-a spus recent. Da, mă rog, da, asta lucru nu mai putem care, verifica. Sigur, poate să ne dea câteva idei. Dacă nu-ți votezi propriul candidat, înseamnă că ceva nu este chiar în regulă acolo. Ori candidatul, ori șeful de campanie. De-abia aștept să văd dacă va replica Victor Ponta la... declarația aceasta. Până acum nimic nou, spuneți că Victor Ponta minte. Am auzit-o de atâta ori încât da, nu mai e surprinzător. Da, dar ar fi chiar interesant, uite, aș îndrăzni aici în emisiune să-l provoc pe Victor Ponta să aducă orice probă, oricât de mică, oricât de indirectă, care să arate că am fost eu cu el la Grivco. Sau să aducă pe cineva care a fost la Grivco și să spună da, a fost Klaus Iohannis acolo. Ar fi un lucru foarte interesant. Da, și dacă nu aduce să concluzionăm că minte, că e din nou mincinos, dar ați aveați atunci, în acel moment, discuții directe cu Victor Ponta sau erau mai degrabă un personaj secundar? A fost, din punctul meu de vedere, un personaj secundar. Deci nu am negociat nimic cu Victor Ponta. După momentul 2013, când ați intrat ca numărul 2 în Partidul Național Liberal, ați avut discuții cu Victor Ponta? Directe, personale, unul la unul sau? Nu personale, dar discuții directe, da. Fiind prim vicepreședinte al PNL, evident că am fost în echipa de vârf în USL, care s-a întâlnit săptămânal sau de câte ori a fost nevoie pentru a discuta problemele guvernării ale USL-ului și acolo ne-am întâlnit, da, de mai multe ori. Există și astfel și alte episoade asemănătoare pe care le puteți contabiliza în urma acestor întâlniri în care se demonstrează că Victor Ponta minte în legătură cu un lucru sau altul? Adică e posibil să vedem în campania electorală un duel direct al dumneavoastră cu Victor Ponta în care să-i arătați în față că minte? Ne putem aștepta la asta? Da. Dacă domnul Ponta vine și repetă afirmația cu Grivco, da, o să avem un duel față în față și o să-i spun în față că este o minciună. Dar
Da, abia aștept să am o discuție față în față. Îi spune că nu acceptă. Victor Ponta va sta cu popcorn și răcoritoare, da, se va uita la televizor. Da, cine știe, poate cumpărăm noi doi o cutie de popcorn sau floricele, cum se spune. Floricele, la noi, da. Nu știu de ce mănâncă popcorn și nu floricele și mergem acolo și îl invităm la o discuție. Mie mi-ar plăcea o astfel de discuție. Ar fi foarte interesantă și instructivă pentru români. Dacă nu acceptă o astfel de dezbatere, măcar cu dumneavoastră, Victor Ponta, l-ați caracteriza cum? N-aș avea nicio treabă, dar atunci facem discuțiile așa, dumneavoastră cu mine, după care dumneavoastră cu alt candidat. Credeți că subiectul religiei va fi unul important în campanie? Victor Ponta spune așa, în mod pervers, aș spune eu, nu vreau să fiu acuzat că sunt român și ortodox, așa cum nici